Trădare, trădare, de trei ori trădare. Dar să știm și noi. Asta zic, cine a umblat în laptopul meu să-l rezolve, repare, să-l revigoreze, a deschis un site. Aoleu. Adică Costel. Ai grijă. Costele, pe semne că tu știai care este rețeta mea preferată și prăjitura mea preferată, și anume prăjitură cu vișine. Iată, a deschis exact aici site-ul, iar pentru domnișoarele și doamnele care niciodată nu au făcut prăjitură cu vișine, pentru că eu vin în ajutorul lor, cine știe, poate îmi trimit și mie o prăjitură cu vișine pe adresa televiziunii. Vin și vin și în vizită, dacă e atenție. Vișine spui? Vreau să vă spun rețeta prăjiturii cu vișine. Așa. Asta pe care vreau să o încercăm și noi mâine, domnul George. Așa, facem. Deci mâine facem prăjitură cu vișine. Ne angajăm să facem provocare. Fiți atenți. Vin, da, gata, învăț să gătesc, mămăriți. Ce aveți nevoie, doamnelor? Prăjitură cu vișine. În cazul în care vă apucați astăzi prin casă să faceți o prăjiturică cu vișine, vă rog eu, pe adresa redacției, băi, uite de dietă, de fasting, mesting, de ce țin eu. Deci când văd prăjitura cu vișine, n-am cum. Sunt 4 lei vișinile în piață. 4 lei? Da, ajuns la 4, că am luat eu să fac vișina. Mâncăm prăjitură cu vișină. Da. Una. Nu, kilogram, 4 lei. Vișinele plătesc eu. Fiți atenți, ce ne trebuie? 6 ouă. 6 ouă. Avem 6 ouă, da? Eu vreau să văd unde se duce treaba. 200 de grame de zahăr, 200 de grame de făină, da? 100 de mililitri de ulei, 50 de mililitri de apă, 2 plicuri zahăr vanilat, 1 kilogram de vișine, deci 4 lei. Pun eu apa. Sare, un plic praf de copt. Mai spun o dată? Da. De-aia ți-i reținut. Bun. Dați-mi și neapă reluare pe YouTube. Și acum, prăjitura cu vișine rețetă. Mod de preparare. Sunteți gata, băi, fii atent, ia lecții, că mâine facem noi în platou. Deci noi mâine, noi doi trebuie să facem asta. Asta este provocarea. Noi doi mâine. Și noi două. Trebuie să gătim și vii și tu mâine? Da. Perfect, gata. Băi, vii mâine, ai spus. Da, gata. Am trecut testul. O să avem și o altă invitată care vine să gătească altceva, dar vii și tu mâine să facem cu toții. Fiți atent. Prăjitură cu vișine. Ne facem un show de cooking de-astea. Noi ne strângem cât mai multe vedete. Noi asta facem. Știți că toată viața ne-am dorit să fim și noi Florin Dumitrescu, Sorin Bontea, Scărlătescu și începe și ăsta e pui pătrus, ăsta e plăcintă cu vișine. Le aruncăm. Și acum, prăjitura cu vișine. Mod de preparare. Atenție. Se separă gălbenușurile de albuși. Albușurile se bat cu mixerul și se adaugă zahărul și praful de copt. Pun aici, simplu, pui zahărul. Tu ține minte că noi te facem mâine asta. Așa, se amestecă gălbenușurile cu apă, ulei, sare, zahăr vanilat și se toarnă peste... Nu vă supărați, nu mai vorbiți în timp ce dau rețeta. Nu, dar e prea bun aici. Deci, se amestecă gălbenușurile cu apă, ulei, sare, zahăr vanilat și se toarnă peste albușuri împreună cu făină. Ce amestec? Deci le pui pe toate așa. Se pune compoziția într-o tavă unsă cu ulei, peste care se adaugă vișinele, fără sâmburi. Fără. Am mâncat odată cu sâmburi și era mă, era să lasă molarul. Ai mâncat prăjitură cu dinți. Așa? Deci se adaugă vișinele, fără sâmburi și date prin făină. Totul se dă la foc potrivit, circa 30 de minute. Când se... practic face... compoziția. Bravo! Se taie în cubulețe și se pudrează cu, se pudrează cu zahăr. Cu poftă. Se mâine gătim, stimatele spectatori, dragile mele, în fața televizoarelor. Încă o dată, vreau pentru mâine să aveți pregătite următoarele ingrediente. 6 ouă, 200 de grame de zahăr, 200 de grame de făină, 100 de mililitri de ulei, 50 de mililitri de apă, 2 plicuri de zahăr vanilat, 1 kg de vișine, sare și un pic de praf de copt. Luați astea în bucătărie și împreună cu doamnele de acasă sau cu domnii, facem prăjitura asta în platou mâine. Ne pune și bonetă? Ne pune și bonetă, bonetică de aia de bucătărie. Eu nu mai vreau să aud de bonetică, de-aia au ajuns să liga a doua din amul. Și dacă nu vrei prăjitura cu vișine, eu fac chifteluțe. Da, mâine e dezlegare la chifteluțe. A sosit momentul, bursucule. Eu știu doar să fac clătite. Da, ea zice că nu știe dacă dă-ste foarte bine. Da, bine, se mai ardă. Ce-am vorbit eu în emisiunea asta că mâine facem prăjitură cu vișine? Unde am ajuns la chiftrenuțe și la clătite și la... Fiecare face ce vrea. Practic mâine fiecare își face meniul. Aici nu e tarla.
Aici ne organizăm, aici există un om care ține toată emisiunea asta în frâu. Că da-i au dat hățurile în mână, bă, că este singur om serios. Viviana, scoate-ne de aici, te rog eu, că e singura care mai poate regla această emisiune, care s-a dus pe tărâmuri necunoscute, s-au dus în bălării, s-au dus în copacii cu vișine. Scoteți-ne de aici, Viviana. Dragii mei, să știți că astrele sunt foarte precise și sperăm că mâine, când voi v-ați propus să faceți tot felul de nebunii, sper să fie de partea voastră. În schimb, astăzi să nu e bine. Să știți că mâine este lună nouă în rac, deci este cu mâncarea, deci cu alimentația. Asta. Ursucu are tot felul de aici, băi, eu sunt creiera MG. Bravo, băieți, mâine gătim, mâine cu mâncare, dar astăzi e cu tensiune, conflicte și excese. Hai să vedem despre ce e vorba. O zi destul de delicată astăzi din punct de vedere astrologic și asta pentru că avem tendința de a face excese și de a ne risipi energia. Suntem agitați, conflictuali și putem exagera ușor. Berbec, ai mai multă grijă la ce mănânci și la problemele hepatice, în cazul în care te știi cu aceste slăbiciuni. Pe de altă parte, în familie poți duce lupte de orgolii și, dacă nu te controlezi, căminul devine câmp de luptă. Taur, s-ar putea ca într-un moment tensionat să spui lucruri pe care mai apoi să le regreți. Totodată, capacitatea de concentrare nu este cea mai bună și din neatenție poți face greșeli. Te poți simți mai obosit și irascibil, deci odihnește-te mai mult. Gemeni, azi ai mai multă grijă la modul în care îți administrezi finanțele, pentru că ai tendința de a cheltui nesăbuit. În plus, din cauza banilor, poți avea parte de certuri în cuplu. Grijă și la ofertele pe care ți le fac cei din anturaj. Nu toate sunt cinstite. Rac, s-ar putea ca responsabilitățile profesionale prea mari sau dorința ta de afirmare să vină la pachet cu o stare de agitație și oboseală. Sunt, de asemenea, posibile lupte de putere cu superiorii, așa că ai grijă mai mare la imaginea ta. Leu, din cauza oboselii acumulate, ai toate șansele să-ți amplifici unele frici și stări de angoasă. Azi încearcă să petreci mai mult timp cu tine, să stai mai retras și să te odihnești mai mult. Fecioară, s-ar putea să ai parte de unele neînțelegeri cu prietenii sau cu persoanele cu care ești implicat într-un proiect. Cel mai probabil, o situație financiară este cauza. Pe de altă parte, nu confunda o relație de prietenie cu una amoroasă. Balanță. Ai mai multă grijă la persoanele cu care interacționezi în mediul profesional. Unele nu te plac deloc și te pot vorbi pe la spate. Totodată, nici tu nu faci orice pentru a ieși în față, pentru că poți exagera ușor. Scorpion. Se întrevă tensiuni cu colegii de muncă din cauza viziunilor diferite și nu este exclus să te impui mai mult decât este cazul. De asemenea, ai grijă să nu preiei mai multe sarcini decât poți duce. Riscul de a te supra-solicita este mare astăzi. Săgetător. Tu chiar ai o mare tendință de a face excese și de a duce lucrurile la extrem. Ține cont că totul vine din interior, poate din cauza faptului că nu ești fericit tu cu tine. Nu căuta ancore în alții și nici nu te lăsa pradă vicilor și fricilor. Capricorn, astrele te atenționează asupra riscului de conflict și chiar ruptură în cuplu. S-ar putea să scoți la suprafață frustrări, resentimente și să faci reproșuri dure partenerului. Pe de altă parte, și relațiile profesionale sunt agitate. Vărsător, dacă nu-ți place ceea ce lucrezi, ziua de astăzi poate fi un adevărat calvar pentru tine. Dincolo de cuvinte care se pot arunca la întâmplare și care pot răni, există riscul unor decizii profesionale nesăbuite. Ai grijă și la sănătate, pentru că stresul te poate afecta peste măsură. Pești. Nu încerca să-i manipulezi pe cei dragi, pentru că astfel de tertipluri sentimentale azi pot ieși la suprafață. Totodată, nu face speculații financiare, pentru că poți pierde bani. Oricum, s-ar putea să bagi mâna mai adânc în buzunar pentru a-ți îndeplini unele pofte. După momentul artistic prezentat de Bursum, hai că nu e chiar atât de rău astăzi, da, nu? Dragii mei, foarte important ce de acasă. Dacă medicul v-a prescris o medicamentație, așa, așa, luați-le la timp, da. Luați-o din ar pripă, fi indicat luați-o asta. Mai bine că mai am uitat pești. Să iau medicația, nici așa. Măcar nu e adevărat. Dacă nu mergeți, pentru că uitați, are apucături de păpușar, mai rămânea să mă duc în spatele lui. Da, bă, da, am și fugit pe platou, că tu mă alergai să mă bați. Da, lasă vrăjeala. Da, că eu sunt ăla care bate în platou ăsta, dar am aruncat cu pixul după el. Ce să mai? Păi nu se poate așa ceva, n-ascultăm de hățuri? Trr, di, cea, că eu sunt învățat de la... N-ai zis tu că avem hățuri? Am și o talan și mai avea o... E la loc, se mai zicea la mine. Voiam să vă întreb dacă astăzi spun ceva și de diferența de vârstă în cuplu.
E vreo problemă? Compatibilitatea? Da. Mă simțeam prea bine. Iertați-mă, lasă că vorbesc cu Viviana. Eu nu cred că e o problemă. Viviana, diferența în cuplu e greșit, e bine să fie ea mai mare, el mai mare. El mai mare, ea mai mică. Eu sunt mai mic, de exemplu, în relație. E vreo problemă? Nu cred că e nicio problemă. Nu e nicio problemă. Dacă e iubire, dacă e respect, ce contează că el are 50 de ani și ea 20, nu? Da, ce contează părerile noastre când noi ascultăm mereu de vocea poporului? Tocmai de aceea am trimis-o pe Lavinia Târzianu să vorbească cu oamenii, să ne spune. E bine să fie ea mai mare, mai mică, de aceeași vârstă. Hai să vedem ce zic oamenii. Bună dimineața, dragii mei! Maturitatea nu ține de vârstă, ci de ancorarea în realitate. Dacă este sau nu importantă diferența de vârstă într-o relație, vom afla astăzi de la românii noștri să vedem ce părere au și ce ne spun. Haideți cu mine! Cred că nu are niciun fel de importanță diferența de vârstă. Importantă este relația care se creează între cei doi. Eu cu soția mea suntem împreună, suntem de aceeași vârstă, suntem împreună. Mulți înainte. Sărut mâna, suntem împreună de 30 și ceva de ani, ne cunoaștem împreună, căsătoriți de 16. Dar diferența de vârstă nu are niciun fel de legătură. Cine este mai comic, mai amuzant în relație? Eu. Cum e mai important să fie femeia mai în vârstă sau bărbatul? Bărbatul. De ce oare nu sunt suficient de copți la aceeași vârstă? Am mai auzit asta. Da, 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 și asta, da, da. Femeia, diferența de 5 ani se vede după 40. Deci nu e numai o statistică a oamenilor de specialitate, e trăită și între noi oamenii de rând, nu? Da, se vede, se vede. Dacă vedeți un cuplu pe stradă, ea de 50 și el de 45, se vede. Contează, doamnă, diferența de vârstă în cuplu? Nu. Soțul cu cât este mai mare ca dumneavoastră? 6 ani. Da. Și l-ați simțit, poate pentru că e această diferență de vârstă, mai matură, mai decis atunci când a fost nevoie să-i solicitați ajutorul? Tânăr și mai... Mai matur, da. Că am fost conștient și am crescut 4 copii și am ținut-o pe doamna acasă să aibă grijă de ei. Câți ani de căsnicie aveți împreună? 45. V-ați gândit că o să treceți prin atâtea, că o să aveți și 4 copii, că știți cum e, mai întreb tineri în ziua de azi, păi nu știu, să vedem dacă merge să ne stabilizăm la serviciu. Nu trebuie să te gândești ce o fi perspectiva. Copiii trebuie făcuți la tinerețe. 85, 86, 87, ultimul 90. Să crească toți unul după altul. Să se ajute. Ce părere aveți despre diferența de vârstă între doi parteneri în cuplu? Are vreo importanță sau nu are? Nu. Nu are. Nu are. Important e înțelegerea, atracția și potrivirea. Cum ne dăm seama de că ne potrivim sau nu? Asta înseamnă mai multă durată în încercarea de a te cunoaște unul pe altul. Da. Nu ne repezim. Se spune foarte des că poate bărbații sunt puțin mai imaturi la aceeași vârstă ca și femeia. Așa și este. Eu sunt profesor. Deci așa este. V-ați dat seama și din elevii pe care i-ați avut, nu? Da, da. Petele se maturizează mai repede. Exact explicația, dacă stăm să o căutăm, o găsim, da? Nu e nevoie. Da, așa este. Sunt de acord. Ca partenerul să fie mai mare ca mine. Ce importanță crezi că are într-o relație de cuplu asta? Maturitatea. Deci stabilitatea. Ai avut un partener sau ai mai mic ca tine? Am avut mai mic ca mine. Și mi-a demonstrat că e imatur. Nu cred că e atât de important. Adică, în experiența mea, partenera e ceva mai tânără, dar am cunoscut situații în care partenera feminină era cu un an, doi mai mare. Deci, după părerea mea, cum se întâmplă, cum sunt relațiile între oameni și poate să fie stabile, indiferent de vârstă. Nu este atât de important. N-are importanță dacă e bărbatul mai mare. Spun foarte des femeile că poate bărbatul e mai imatur dacă au aceeași vârstă cu ale dumnealor. Dacă dragostea e mare, nu contează. Credeți în destin? Credeți în norocul fiecăruia? Credeți că așa a fost dat să fie? Da. Ce mai contează vârsta, bursucule? Mărimea contează. Mărimea, vârsta. A venit Viviana. Era la fileu. Deci în capul Vivianei, să înțelegeți oameni dragi, este un tobogan. Gândul se formează, se dă pe tobogan și iese pe gură.
Exact așa a fost acest gând care a surprins-o și pe ea. Noi, în mod normal, la televizor trebuie să avem o sită între creier și gură. Sita aia trebuie să oprească orice gând, nu? Păi, dar eram la bucătărie și le-am împrumutat sita fetelor și atunci... Mărimea contului, bănesc. Da, da. Întotdeauna la asta mă referam. Pauză de publicitate. Ioana Guzic ne va... Ionela. Lasă așa. Ne va cânta, ne vom simți bine. Am nevoie de puțină apă. O să ne dea lacrimile. De puțină pauză. Lacrimi. Chiar că în lacrimi luăm pauza asta.